Setarea obiectivelor pentru anul 2024 este primul pas spre succes. Acesta este îndemnul specialiștilor pentru cei care vor să-și îndeplinească cât mai multe dorințe. Care sunt secretele pentru a ne atinge scopurile și ce greșeli ne pot ține departe de obiectivele noastre? Ne spune Ana Maria Ducuță, care este trainer în dezvoltare emoțională. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Spuneți-ne, vă rog, pe lângă faptul că ar trebui să ne setăm aceste obiective, care ar fi secretul și cum evităm aceste greșeli astfel încât să ne atingem scopurile în anul următor? Cel mai important aspect în momentul în care îți setezi un obiectiv este să știi, 1, de ce vrei să-l atingi, 2, de ce este important pentru tine și încă un secret, aș spune eu, să știi să continui, să lucrezi în acea direcție, chiar dacă ai eșuat sau chiar dacă nu a funcționat din prima. Foarte multe persoane nu reușesc să-și atingă obiectivele ani de zile la rând, deși muncesc în direcția respectivă, pentru că sunt extrem de anxioși că nu vor reuși și cumva atingerea obiectivelor nu mai este despre obiectivul în sine, ci e despre o formă de mândrie exagerată și o formă de orgoliu până la urmă, pentru că această viață nu este o competiție pentru niciunul dintre noi, ci mai degrabă este o experiență de învățare. Deci ca să ne atingem obiectivele noul an 1, trebuie să vedem dacă e pentru sufletul sau pentru orgoliul nostru. Vrei să fii bine pentru tine, vrei să faci lucrul respectiv ca să-ți fie ție bine sau vrei ca să le demonstrezi vecinilor, familiei sau chiar orgoliului tău. 2. Trebuie să vezi dacă obiectivul tău este realist. Dacă tu îți dorești acum să călătorești anul viitor pe lună, dar momentan nu se fac excursii pe lună, cel mai bine nu îți setezi acest obiectiv ca să nu fii dezamăgit. Și în al treilea rând, obiectivul tău trebuie să reprezinte etapa de evoluție emoțională, mentală în care tu te afli acum. S-ar putea să-ți dorești să ai viața unui om pe care tu nu îl cunoști și atunci cumva cineva de sus, oamenii din afara ta, în momentul în care nu te sprijină în îndeplinirea obiectivelor tale, te apără. Pentru că de foarte multe ori ne dorim ce ne face rău, ne dorim lucruri care nu au legătură cu noi și atunci nu mai vorbești că ai eșuat să-ți îndeplinești obiectivul, ci vorbești că efectiv viața de foarte multe ori te redirecționează către ceea ce ai nevoie. Ai nevoie de blândețe, ai nevoie de acceptare și ai nevoie să vezi fiecare zi ce ți oferă și ca să îndeplinești obiectivele pe tot anul, cel mai simplu, lucruri mici, obiceiuri bune, lucruri pe care ți le propui și le faci în fiecare zi și o să vezi cum obiectivele acelea mari, care par imposibile, devin realitate în clipa în care obiectivele tale foarte mici de zi cu zi sunt puse în practică și foarte important, fără frică de eșec, fără presiune. Și dacă nu ai reușit ceva, tu ești susținătorul tău, îți mulțumești pentru ceea ce ai reușit și o să vezi că din starea de recunoștință pentru ceea ce ai făcut deja, acele lucruri pe care nu le-ai făcut nu mai sunt atât de grave. Foarte prețioase sfaturile și informațiile dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult pentru intervenția în jurnal. Așadar, este foarte important să știm ce obiective ne fixăm pentru anul viitor. Mergem acum mai